Mă rog, și cifrele astea, știți bancola? Unul se duce cu taicăsul la analize. După vreo trei săptămâni, așa sună doctorul. Uh, alo, uh, să știți că au ieșit analizele tatălui dumneavoastră. Foarte, foarte bune. Uh, domn doctor, tata a murit de 10 zile, domn cam așa cu cifrele și cu oamenii Haideți să ne uităm la cifre, bineînțeles să luăm decizii în baza cifrelor Dar să mai aruncăm un ochi și la oameni Că poate când ne uităm e prea târziu Ne găsiți pe toți cu craci în sus, am dat în primire Stai, stai mama, stai așa Stai, nu Ce mama e? Stai nu. Ce mai Iar ai venit, iar n-ai ce să faci acasă Ei, Nu, că tocmai cu treaba am venit mama, zici și mie Ia unde mă înscriu și eu în plus? Ce mă te faci în politică acum? Păi da, ce are mamai da. <laughs> N-are nimic, e bine că te interesează viața cetății, politica, toate astea, soarta țării, dar, dar, ce ți-a venit? Ei, cum ce mi-a venit? E? Păi am înțeles că ăștia de la plus Aşa? fac propunerea pentru ministrul sănătății și vreau să mă propună pe mine. A, nu, mama, nu te-ai uitat la televizor, ce faci toată ziua? Păi au propus deja, gata, s-a terminat ei, mă, Stai, Nu eu am văzut a? Am văzut, dar ei au propus-o pe fetișcana asta Că nu mă aveau pe mine Dar <laughs> acum am apărut eu și gata, s-a rezolvat problema Dar ce, matale, te pricep la sănătate? Mamaie, păi cum să nu mă pricep? Păi e? ajungeam eu la vârsta asta dacă nu mă pricepeam. Corect, da, <laughs> De toate știu să fac. Yeah. Ce ai de mușețel, Frenzie oh. cu carmol. Dacă te doare capul, am leac din la chinezesc. E, na? -s -s pe vremuri, da? Uh -huh. Da. De da? Așa dacă ai febră îți spun șosete coțet. Așa? Mai zic, azi nu mai zice, sunt în da, da, sănătate da, da. tot și... ce, nu mă întrece nimeni. <laughs> ok, am înțeles. Așa vrei să combați tale pandemia cu oțet în șosete și cu... Păi dar ce, mai Crezi că sunt bani pentru altceva? Da, cam așa e. Nu avem bani? Nu pe... avem bani, mamaie. N-ai văzut ce buget e la sănătate? Păi n-ajung banii aia pentru furăciuni, da? Păi să mai luăm medicamente. <laughs> Corect. Da. Bun, ok, hai și ce măsuri ai lua mata ca ministru, așa? Ce măsuri să iau? Păi <laughs> cum adică? Nu te-ai duce acolo să faci lucruri, nu vii cu proiecte, cu nai, ești ministru, să rezolvi cu pandemia, cu... Ce vrei să fiu ministru din ăla, să dau ordine, să fac eu, să mă dea afară câțul din guvern, de eu sunt păi și atunci de ce vrei mama să ajungi la sănătate? Păi să fac în casă toată ziua? Să stau așa degeaba? Uuu! Bu, Apară cu reziștii, cu... cu alo, cu alo, Cu tot, alo, oh! alo, domne, stai puțin, alo, ce ai... Te rog Extraordinar, liniștește-te un pic să poți așa ceva. Păi stai, tu cine ești? Eu sunt cu aur, domnule! Uuu, oh, cu... dictatura medicală! Gata. Ai, Gata mai vorbi așa tare, că nu-i nimeni surd aici. Da, nu, este... Tu nimeni. să taci! Băi, tu băi, să băi, băi. Tu să tac, ce ești! Băi, alo! Ești o rezistă, ești o, ești o pasajistă, ești! Deci nu face mizerie e. că te pun să mături! Ești o rezistă, asta e pasajistă! Uuuu! Uh! e, măi, dar da. tu poți să-mi fi nepot, uite... Măi, măi, nu ce? mai ce? ai un caz. Eu, niciodată! Chem Jos acum, domne, nebunule, ce ești! A, nu, mamaie, vezi că să nu-ți dea cu în cap sau ceva? Mamă, Părinții tăi știu ce faci tu acum la ora asta Ia vină cu ce? Mamaie? Ia vină nu-l băga în coa Mamaie, să s periculoși, mamaie Bred, nu faci nimic? Ai, stai să închid eu fereastra Să nu-l tragă curentul aici Hai mă, că mă doare Mă, mă, măi, Cum Mai sunt din asta hashtagista? Nu uite ce-a fost Hai tei mă, faci. că mă l-a rezolvat, mă, măica. poate o pune la punct și poșoșoacă.